כל התפארת והכבוד לאלוהינו. אמן. toată cinstea și slava s-o dăm Domnului. Amin. אני רוצה לברך את כל אחד ואחד מכם בשבת שלום. aș vrea să vă binecuvintez pe fiecare în parte și sabat fericit. כמה טוב להיות עם משפחה ביחד. ce bine este să fii în familie. אתם יודעים שהדבר הגדול ביותר שאלוהים בונה בעולם הזה זה משפחה. Cu toții știm că cel mai important lucru din lumea aceasta pe care l-a creat Dumnezeu este familia. ואתם בטח לא ידעתם, אולי חלק מכם ידע, אבל הרבה מכם אולי לא ידעו שיש לכם אח שדובר עברית מישראל. Probabil că mulți dintre dumneavoastră n-ați știut că aveți un frate care vorbește în limba ebraică. והרבה, אני, מאז שהגענו לפה, אני והמשפחה שלי, מאז שנחתנו, אני גיליתי כל כך הרבה אחים ואחיות יקרים, עם הרבה מאוד אהבה. Și de când am venit aici, am cunoscut foarte mulți frați și surori care au multă, multă dragoste în ei. כבר לפני אלפי שנים, דוד המלך כתב בתהילים 133, הוא כתב, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. În psalmul 133, regele David scrie ce bine e să fie frații împreună. Și astăzi o să cântăm împreună acest cântec. Sunt așa de multe lucruri pentru care putem să-i mulțumim Domnului. Fiecare dintre noi. ומדבר איתכם בשפה שאתם לא מבינים, יש לו כל כך הרבה על מה להודות לאלוהים, שעשה חסדים רבים מאוד, ועשה נפלאות בחיים שלי. Și acesta care vă vorbește acum într-o limbă pe care nu o cunoașteți, are pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că a făcut multe rele și Dumnezeu i-a iertat tot. Este un cântec foarte frumos pe care o să-l cântăm acum. După ce ne vom ruga. Psalmul 136. Psalmul 136 de la 1 la 3. וכתוב שם שאנחנו אומרים תודה לאלוהים כי החסד שלו נמשך לנצח. Și acolo scrie că îi mulțumim Domnului pentru că bunătatea lui ține în viac. אבל לפני שנשיר אני רוצה להזמין את כולנו בלב אחד בוא נתפלל. Înainte de a cânta, vă invit pe toți să ne rugăm. אבינו שבשמיים. Tatăl nostru din ceruri. O kama tov lavo lefanecha biyom shabbat. Ce bine este să venim în fața ta în sabat. אנחנו רוצים להודות לך על ישוע המשיח. דורים סץ מולצומים פנטרו דומנול איסוס. בשם שלו אבא, אנחנו מודים לך על הישועה ועל החיים החדשים שאתה נתת לכל אחד מאיתנו. הנומלה דומנול איסוס סץ מולצומים פנטרו מנטויריה שפנטרו ויאצה נו פקרני דאטו פריניאל. אנחנו מודים לך אבינו שבשמיים שנתת לנו היום לכל אחד מאיתנו הזדמנות לבוא להשתחוות לפניך בבית שלך. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi ne-ai dat posibilitatea să stăm aici înaintea Ta toți împreună. Anachnu mevakshim avinu shebashamayim. Te rugăm, Doamne. Temale otanu, Abba, beruach hakodesh, kedei shanachnu na'avod otcha beruach, aval gam be'emet. Umple-ne, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca noi să Te lăudăm și să trăim în adevăr. אנחנו מבקשים אבא שתדריך אותנו שהמילים שלנו יהיו המילים שלך. תרוגם דואמנה שנדאי קובינטלה טלה בבוזלה נועסת. ובשם של ישוע המשיח אבא אנחנו מבקשים שתסלח לנו על החטאים שלנו שמרחיקים אותנו ממך וגורמים לנו אבא לפגוע גם אחד בשני. הנומלה דומנולו איסוס תרוגם דואמנה שנדאי ירצי פנטרו טועטי גרישלה נועסטרה קרי אוני אור נלובס cu care uneori ne lovim între noi. אנחנו מבקשים אבא שכל מה שיהיה כאן היום באמת ייתן כבוד לשמך. תרוגם דואמנה כה תות שבא פי אסטזי איץ'
să fie pentru slava numelui Tău. Te rog, Abba, ילדים שלנו, בשם של ישוע המשיח. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi copiii noștri în numele Domnului Iisus, ca ei să primească de la Tine. אנחנו מבקשים, אבא, שיקבלו ממך מנה שופעת של אהבה וכוח כדי לקבל את המסר. Să primească, Doamne, putere înmulțită din mâinile Tale pentru ca să Te laude. אנחנו מבקשים את זה, את הכל, בשם של ישוע המשיח. Te rugăm toate în numele Domnului Iisus. Amen ve amen. 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 בבקשה לשבת. Luați loc. אני רוצה להזמין את המשפחה שלי, את פאולה, אשתי היקרה. Aș vrea să invit familia mea, pe soția Paula, mea iubită, pe copilaș. בני הבכור חן, שהוא כרגע נמצא למעלה ליד הפסנתר. Fiul meu mai mare este sus, cântă la pian. קוראים לו חן. Îl cheamă חן. Nițan, בני השני. Nițan este al doilea copil al nostru, va cânta la vioară. Noa, și menagenet bachalil, Nițan va chinor. Noa cântă la flaut. Abigail menagenet ba viola. Abigail cântă la viola. Ve Lilach ba chinor. Lilach cântă la vioară. Ve David akatan sheushar yachad itanu. Și David este solist împreună cu mine și soția mea. Bon ashir biyachad hodu la Adonai ki tov ki leolam chasdo. Haideți să cântăm împreună. Mulțumim Domnului că este bun, căci în veci ține îndurarea Lui. הבטחתי לכם, אנחנו נשיר עוד שיר אחד. השיר נקרא "הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד". O să mai cântăm un cântec. Iată ce bine este să fie frații împreună. וכמובן, מי שמכיר את השיר, בבקשה להצטרף אלינו. Și cine cunoaște acest cântec este invitat să cânte cu noi. לכן, בלי החלק השני, רק החלק הראשון.
אני רוצה להביא לכם דרישת שלום חמה מהקהילה שלנו בתל אביב. Aș vrea să vă transmit salutul cald din bisericile noastre din Tel Aviv și Ierusalim. הם מוסרים לכם דרישת שלום חמה, הרבה בריאות וכוח. Ei vă transmit multă sănătate și putere. וכל הזמן ללכת קדימה. Și tot timpul să mergeți înainte. Amen. אני מודה לאלוהים שיש לי היום הזדמנות בבוקר לחלוק איתכם כמה מילים מדבר אלוהים. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi putem să studiem împreună câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. שמי שלום דוד. Eu mă numesc. כמו שאתם יודעים. שלום דוד. אני לא תמיד הייתי אדם מאמין. Eu nu am fost întotdeauna un credincios. בשנת 2001, לאחר 8 שנים מייסרות וקשות, אני חזרתי בתשובה, תודה לאל. În 2001, după mulți ani de rugăciune și experiențe, eu m-am întors la Dumnezeu. אני נולדתי בישראל. Eu m-am născut în Israel. למשפחה יהודית מסורתית. Dintr-o familie de evrei normal, nu religios. מבחינתי לאלוהים לא היה מקום בחיים שלי. Și în viața mea nu încăpea Dumnezeu. אני פשוט לא רציתי לחיות חיים דתיים. Eu nu am vrut să fiu un om religios. ובישראל האפשרות הזאת קיימת, רבים, אפשר להגיד הרוב בישראל איננו מאמין, רוב חילוני. Și în Israel foarte mulți oameni sunt necredincioși. אפשר להגיד חילוני מסורתי, אנשים שהם שומרים מסורת. Tradiționaliști. אבל קרה משהו בחיי. Dar s-a întâmplat ceva în viața mea. שבהתחלה הוא לא היה נפלא בכלל. La început nu a fost deloc bine. אני התחתנתי בצ'ילה. Eu m-am căsătorit în Chile. בשנת 1993. În 1993. לאחר כמה שנים שאני ופאולה חיינו ביחד, החלטנו למסד את היחסים בינינו. Și după ce am trăit câțiva ani împreună cu Paula, ne-am hotărât să ne căsătorim. ועשינו את זה בצ'ילה. Și ne-am căsătorit în Chile. ומכיוון שפאולה לא הייתה יהודייה מבחינת הדת, אז היא נשארה לסדר את המסמכים שלה ואני חזרתי לישראל. Și pentru că Paula nu avea cetățenie israeliană, eu m-am întors în Israel, iar ea a rămas în Chile. במהלך השלושה חודשים שפאולה הייתה שם, timp de 3 luni ea a fost în casă la părinții ei. היא קיבלה את הבשורה במלואה. Și ea a primit această mare binecuvântare de a-L cunoaște pe Dumnezeu. היא קיבלה את הבשורה מאימא שלה שחזרה בתשובה שנה לפני. Și ea a primit acest lucru de la mama ei care primise adevărul în urmă cu un an. עכשיו אני ופאולה לא היינו אנשים מאמינים לפני זה. Înainte noi nu eram credincioși. אני לא ציפיתי לחיות חיים עם אדם מאמין. Și eu niciodată nu m-am gândit că am să trăiesc lângă un om religios. אבל אני כבר הייתי נשוי. Dar eu eram deja căsătorit. ובזמן ההוא אני לא ידעתי אפילו שפאולה חזרה בתשובה. Și în timpul acesta eu eram în Israel și nici n-am știut că soția mea a devenit credincioasă. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזו הפתעה לא נעימה הייתה לי כשאני גיליתי שהאישה שאני התחתנתי איתה היא לא באמת הבן אדם שאני רציתי להתחתן איתו. Vă dați seama ce surpriză a fost pentru mine când dintr-o dată am realizat că soția mea, persoana cu care m-am căsătorit, era devenise una dintre persoanele lângă care n-aș fi vrut să stau toată viața. Și atunci a început războiul în viața noastră. יכול להיות שחלק מכם יכולים להתייחס לזה גם בחיים של אנשים שאתם מכירים. Probabil că mulți dintre dumneavoastră cunosc asemenea familii. אולי אצל חברים, אולי אצל משפחה, מלחמות קשות ביותר בתוך הבית.
Poate între prieteni, poate între rudele dumneavoastră este un război foarte greu în casă. Vețlia milhama azot aita biglal mișehu. Și acest război la mine a fost din cauza unei persoane. Mișu și ani lo rațiti af pam și e bahaim șeli. Din cauza unei persoane pe care n-am dorit-o niciodată în viața mea. Cineva căruia soția mea i-a dat toată inima. Și ea i-a predat toată inima ei cuiva pe care eu nici nu doream să aud de el. Milhama. Un război a pornit. Paula mitpalelet, ani torek dlatot. Paula se ruga, eu trânteam ușile. Paula rotza lishmor shabat, ani omer boi nisa la iam. Paula dorea să păzească sabatul, eu o trăgeam la malul mării. Paula rotza lalechet la keila, ani rotza lalechet le pub. Paula dorea să meargă în biserici, eu doream să merg la discoteci. Paula po, ani po. Paula era într-o parte și eu în cealaltă. Ani rotza likro lachem achshav pasuk psukim mimati perek 10. Aș vrea să vă citesc din Matei capitolul 10 versetul 34, șloșim verba? Ken. De la versetul 34. Ken. Ok. Mi pasuk 34 ad pasuk 36. De la 34 la 36. Băcașa, te crei. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar și pe cei din casa lui. Ze aici ani lo și Paula ești natna lo etalev. Eu eram omul că acest Isus, scuzați, era cel căruia soția mea i-a dat toată inima. Ve aici ze o afach liot oiev sheli. Și această persoană a devenit dușmanul meu. Ve hu kiyem et ma shu hivtiach kan de ma shu amar. Dar el știa ce face. Și, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în casa mea este conform versetelor acestora. Veiu oivei ish anșei beito, cătuv, besofa pasu. Și spune în versetul 36, și omul va avea vrășmași chiar pe cei din casa lui. Atem iudim, betach atem iudim etze, și הדבר החשוב ביותר שיש לבן אדם בחיים שלו זה יחסים. Și voi știți foarte bine că cel mai important lucru din viața noastră sunt relațiile. בן אדם עובד כל החיים שלו. Omul lucrează toată viața lui. מתאמץ. Lucrează puternic. בונה בית. Își construiește casă. חסך כסף. Strânge bani. עשה דברים יפים. Strânge lucruri frumoase, tot ce își dorește. Bishvilma. Pentru ce? Bishvilma. Pentru Mikheivan ce? Shehu rotze lachlok et hadvarim shelo im haanashim shehu ohev. Pentru că el vrea ca să se bucure de toate lucrurile acestea împreună cu cei pe care îi iubește. Kama tov lahzik nehed bayadaim. Ce frumos este să ținem un nepoțel în brațe. Să primim un pupic pe obraz de la nepoțelul nostru. Ce bine este să îmbrățișezi un frate de credință. Ce bine este să îmbrățișezi soția pe care tu o iubești. Că așer hayahasim bachaim tovim. Atunci când relațiile din viață sunt bune, acolo fech liot yoter tov. Totul este mai bine. Matai she kashe, yoter kal.
Atunci când este greu, este bine când sunt relații bune. Matai și ochel lotaim, uofeh liot pit om taim. Și chiar când mâncarea nu este bună, ea devine bună dacă ești lângă cel pe care îl iubești. Od yoter tov, acol, uofeh liot yoter tov, yoter yafe și ești yahasim tovim. Atunci când relațiile sunt bune, totul este mult mai bine decât bine. Aval ma kore sha oivim shelcha, hem anshe beitcha. Dar ce se întâmplă când dușmanii tăi sunt în casa ta? Cum este viața ta? Cum te trezești? Cum pleci la muncă? Cu zâmbetul pe buze? Ce gust are mâncarea când tu dormi cu dușmanul în pat? Ok, acum te venim o tică mai bine? Mă înțelegeți puțin mai bine? Ken? Da. Da. Nahon. Ani haiti kacha 8 sanim. Eu am fost așa 8 ani. Lamrot shelo haya khaser li klum. Deși nu mi-a lipsit nimic. Hayachasim sheli im Paula lo hayu yachasim tovim. Relațiile mele cu Paula nu au fost bune. Kamuvan gam me'atzad shela, lo rak me'atzad sheli. Bineînțeles că și din punctul ei de vedere. Efshar likro leze bekalut disharmonia. 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 Nearmonie, cum se spune în românești. Aval. Le Elohim aita tochnit. Dar Dumnezeu avea un plan. Și ben adam lo rotze et Elohim. Atunci când omul nu-l vrea pe Dumnezeu, Elohim nu mevater. Dumnezeu nu renunță. Nu mevater. Nu renunță Dumnezeu. U lo ozev otanu, gam kshanachnu lo rotzim oto. El nu ne părăsește chiar și atunci când noi nu-l vrem. U mamshich levakesh. El continuă să ne roage. U mamshich litfok ala lev shelanu. El continuă să bată la ușa inimii noastre. Kacha. כל פעם, בכל פסוק, בכל מילה, בכל דבר שאלוהים יכול לפנות אל הלב שלנו, הוא לא מפסיק לדפוק על הדלת. Tot timpul, prin cuvinte, prin gânduri, prin versete, prin orice ni se întâmplă roată împrejur, Dumnezeu încearcă, bate la inima, la ușa inimii noastre. הוא אף פעם לא מפסיק לעשות את זה. El niciodată nu renunță. אף פעם. Niciodată. גם עכשיו הוא עושה את זה פה בבוקר, אני יודע שהוא עושה את זה בלב של כל אחד מאיתנו כאן שיושבים. Și eu sunt sigur că el și acum bate la inima fiecăruia dintre noi. אני הייתי רואה את פאולה מתפללת. Și eu o vedeam pe Paula rugându-se. אני לא ידעתי. N-am știut. שאלוהים יוצא להצלה של החיים שלי. N-am știut că Dumnezeu deja avea un plan pentru salvarea mea. ילדים. ילדים. Copiii de aici. שאתם רואים את ההורים שלכם. Dacă vă vedeți părinții. מתפללים. Că se roagă. תדעו לכם. Să știți. שאלוהים יוצא למלחמה עליכם. Că Dumnezeu iese la război. שההורים שלכם על הברכיים. Atunci când părinții voștri sunt pe genunchi. הברכיים של השטן רועדות. Genunchii diavolului fierb. Ki uyodea. Pentru că el știe. Și Elohim oev otchem. Că Dumnezeu vă iubește mult. Ani lo yadati. Ani hayti yeled gadol ben 40. Eu n-am știut, eu am fost un copil mare în vârstă de 40 de ani. Kivsa avuda. O ai pierdută. Ve'atem afilu lo yodim ad kama avuda. Și nici nu vă dați seama cât de pierdut. Ima ali achshav shavua hayti yachol lamshikh ledaber bli hafsaka, ulai hayti maspik lesaper lachem. Dacă aș fi avut o săptămână, v-aș fi povestit mult ca să înțelegeți cât de pierdut eram. Ad kama avud ani hayti. Cât de pierdut eram. Aval habirkaim shel Paula hayu al haritzpa. Dar genunchii Paulei au fost jos. Ve'yu ish oivei beito. Și Satana nu mai avea putere. Ani modele Elohim și besofo shel davar u gavar alai. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că până la urmă a reușit.
החלק הזה אצל העם העברי הוא מאוד מאוד קשה. Grumazul la evrei este foarte înțepenit. Aval bishvel Elohim en shum davar kashe. Dar pentru Dumnezeu nimic nu este greu. Anachu modim le'Elohim ani ve'Paula shebesofo shel davar Elohim bana et ha'mishpacha shelanu. Eu și cu soția mea mulțumim lui Dumnezeu pentru că până la urmă Dumnezeu a scos familia noastră la lumină. Ani rotze לחלוק איתכם, להמשיך לחלוק את הסיפור הזה דווקא יחד עם פאולה. מהנקודת מבט שלה, שהיא תחלוק איתכם כמה מילים על מה שהיה. אז vrea să o invit pe Paula să povestească câteva cuvinte din experiența ei. לדבר בכמה מילים על התקופה הזאת של אדם מאמין שחי בבית עם אויב, שהוא חלק מהמשפחה שלו. Să vă povestească Paula în câteva cuvinte cum este să trăiești credincios fiind cu dușmanul în pat, în casă. Paula. Shabbat shalom. Shabbat shalom. כן, הסיפור הזה באמת מלא מתחים בבית. Povestea aceasta cu foarte multe conflicte în casă. Ani rotsa lakhlok itkhem rak kama dvarim she'azru li leitalech im Elohim kol hazman haze. Aș vrea să vă povestesc câteva din lucrurile care m-au ajutat să rămân lângă Dumnezeu în toată perioada aceasta. בהתחלה של החיים שלנו ביחד, האהבה של אלוהים הייתה מאוד מאוד גדולה בלב שלי. La început, dragostea lui Dumnezeu a fost foarte mare în inima mea. אש בוהרת, כל מה שחשבתי זה היה רק איך להביא את הבשורה לבעלי. Aveam o flacără care ardea puternic și tot timpul mă gândeam cum aș putea să-i arăt dragostea lui Dumnezeu soțului meu. Hipasti kol derech, haim ze lakachat tanach velasim lo bekol pina babayit. Am căutat tot felul de posibilități. Am căutat Biblie în limba ebraică, Noul Testament, pe care să-l pun în casă în toate locurile unde se învârtea soțul meu. Letzayer lo ציורים, עם פסוקים שהוא ייקח באוכל, בעבודה. Îi puneam în pachetele cu mâncare desene pe care scriam versete din Biblie. ניסיתי לתרגם כל מיני שיעורי תנ"ך כדי לעברית שיהיה לו מוכן שברגע שהוא ירצה זה שם מוכן כבר מתורגם. Aveam toată Biblia în limba spaniolă și încercam să traduc în limba ebraică cât mai mult ca el să poată citi. Aia li arbe tikva, arbe emuna și ze ikre maer meod. Am avut multă speranță și credință că se va întâmpla foarte repede. Ve azman avar. Dar timpul a trecut. Ve od over. Și încă trecea. Veulo rotze lishmua klum. Și el nu vroia să audă nimic. ואז מתחיל הזמן שמתחילים לחשוב, אז מה עכשיו? כמה אפשר לחיות ככה? Și dintr-o dată a venit un timp când îți pui întrebarea, cât timp, Doamne, mai pot trăi așa? וזה הזמנים שאלוהים מתחיל לעבוד בלב שלנו. Și acesta este un timp când Dumnezeu lucrează puternic la inima noastră. Lechasek et savlanut, et emuna, să ne întărească răbdarea, să ne întărească credința. Ve leavin she ze lo talui baptakim, ve ze lo talui ve kama tanachim ani asim batzad. Și să mă facă să înțeleg că nu depindea de câte Biblii puneam eu prin casă, de câte versete traduceam. Aval se talui ba chesed shelo? Era, depindea de planul lui, planul lui Dumnezeu. Ve ba achlata shi hu yaase.
Și bineînțeles de decizia pe care trebuia să o ia Shalom. Ze lo she'anachnu lo tzrichim la'asot ha'dvarim ha'ele. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem lucrurile acestea. Aval le'avin she'akoach ve'ahava gdola ve'avoda hazot yavo mi'Elohim. Dar trebuie să înțelegem că puterea și dragostea și decizia finală îi aparține lui Dumnezeu. Ești toțaa la avoda șelha. Succes în munca ta, o să fie rezultat în munca ta. Ani, eu pămim și atem iodim și ești măriva. Erau momente că, știți, atunci când este conflict și aharea meriva, anahu margishim atzuvim al asmenu, rahamim atzmim. Voi știți că după conflicte noi ne simțim vinovați și prăbușiți în noi. Kasheli, ani miskena, uara. Mi-era greu, mă simțeam pierdută, mă simțeam terminată, mă simțeam fără apărare. Pe azi ani soheret ce pam itchalti litpalel dafka et a tfila shel adon. Și țin minte că am început să mă rog rugăciunea Domnului Isus. Ve kshei gati la makom sheomer tislach lanu kmo sheanachnu solchim le'ele shechotim lanu. Când am ajuns la versetul care spune iartă-ne precum și noi iertăm greșiților noștri. Lo hayti yechola lamshich litpalel. N-am mai putut să mă rog. Ve hayti chayevet להתפלל שהוא יעזור לי לסלוח לו קודם. Și am început să mă rog, iartă-mă, Doamne, și ajută-mă ca să pot să-l iert pe el. ולפעמים זה היה מאוד קשה. Și uneori era foarte, foarte greu. באותו זמן גם אלוהים הראה לי שאני לא רק אני מסכנה. În acel timp Dumnezeu mi-a arătat că nu doar eu eram cea necăjită. הוא גם סבל. הוא לא הבין את אלוהים, הוא לא הבין ולא ידע את מה שאני ידעתי על אלוהים. Am înțeles că și Shalom suferea foarte mult, pentru că el nu înțelegea ceea ce am înțeles eu. האנשים לא מאמינים הם במצב יותר קשה ממה שאנחנו. Oamenii necredincioși sunt într-o stare mult mai grea decât noi. וזה צריך לגרום לנו לאהוב אותם עוד יותר. Și asta trebuie să ne facă să iubim mai mult. לסלוח להם יותר בקלות. Să le iertăm mai mult și mai ușor. הם ממש מסכנים. Ei sunt mult mai suferinți ca noi. אני גם למדתי מאוד שתפילה זה דבר קריטי. De asemenea, am învățat că rugăciunea este critică. Ve zema ce natan li ta koach leamshich. Și aceasta mi-a dat puterea să continui. Kol echad miitanu kan yesh lanu eze suk shel baal lo maamin. Kol echad, shel mishu kumo baal lo maamin. Este, toți cunoaștem persoane care nu cred. מישהו בחיים שלנו שבעצם הוא האויב בתוך החיים שלנו. Cineva din jurul nostru care nu este credincios. אולי איזה בן שלנו, בת שלנו, אח, poate fratele nostru, poate soțul nostru, soția, poate cineva din familie, altcineva. ואני רוצה להגיד לכם, תאהבו אותם. Și eu vă îndemn să iubiți foarte mult. אתם יודעים שאני הגעתי לארץ, לא היה לי לא פסטור, לא קהילה, לא הורים, אף אחד. Când am ajuns în Israel, nu aveam pe nimeni. Nu aveam nici biserică, nici părinții, pe nimeni. ומה שזה נראה כאילו משהו נגדי? Și asta părea că ceva este împotriva mea. זה היה ברכה הכי גדולה שאלוהים נתן לי. Părea că este un dezavantaj pentru mine, dar de fapt a fost cea mai mare binecuvântare pentru mine.
כי לא היה לי לאן לפנות, אלא רק לאלוהים. Pentru că nu am avut la cine să apelez, decât la Dumnezeu. Aia meriva? Era ceartă. Olechet le-Elohim. Mă duceam la Dumnezeu. Aiti atzuva frustrated. Eram frustrată, mă duceam la Dumnezeu. Olechet le-Elohim. Kaav li, margisha bodeda, lo fer. Mă durea, mă simțeam singură, mă simțeam nedreptățită, mă duceam la Dumnezeu. La madeti she bo u amakom ayachid ve achi tov limtso nechama. Lângă Dumnezeu am învățat că este cel mai bun loc să găsești putere și să poți să mergi înainte. Ani rotze leoded etchem. Și eu vreau să vă încurajez. Al tidagu. Nu vă temeți. Tismehu al Elohim. Nu vă îngrijorați. Aveți încredere în Dumnezeu. En koach banu. Noi nu avem putere. Leshanot af echad. Noi nu putem să schimbăm pe nimeni. Titpalelu. Rugați-vă. Tohavu, ce zeh davar hachi kashe. Iubiți. Acesta este cel mai greu lucru. Ve tismehu. Fiți veseli. Ce Elohim mechapes et haoavim shelanu matai shanachu lo yecholim lagia alehem. Bucurați-vă că Dumnezeu ajunge la dușmanii noștri atunci când noi nu putem. Este un verset care eu îl iubesc foarte mult. Se omer, anachnu mitalchim be'emuna, lo be'reia. Este un verset care spune, noi mergem înainte prin credință, nu prin ceea ce vedem. Nu s-o cred bidiu că focatua va levante. Nu știu exact unde scrie, dar scrie așa. Ze lo rak kashu la yahasim shelanu im aoavim shelanu. Aceasta nu este doar în legătură cu relațiile noastre cu dușmanii noștri. Ze le kol ma shekashu la haim shelanu. Este în legătură cu tot ce este legat de viața noastră. Aenaim ele meshakrim lanu. Ochii ne înșală. Matzavim shenirim noraim ve shomim baozen e ra, e lo e tov. Dacă auzim ceva că nu este bun cu urechile noastre, pitru otcha lo e od avoda. Dacă te-a dat afară de la servici, n-ai să mai ai de lucru. Abat sheli alcha ilo tachzor. Fetița mea a plecat și nu o să se mai întoarcă. Haoyev ohev meod. Lilhoș la nu bauznaim, kama ra e. Dușmanul vieților noastre, dușmanului vieților noastre îi place foarte mult să ne șoptească la ureche că va fi foarte rău. Vanahum istaklim misaviv ve omuim, nahon. Și dacă noi ne uităm în jurul nostru, îi dăm dreptate. Lo eholim lirot, meifo yavoa tov. Nu vedem de unde poate veni salvarea. Ani rotza shetamid, ברגעים האלה תחשבו דברים ככה, כמה דברים. Și aș vrea ca în momentele acelea să vă aduceți aminte. קודם כל, שלא משנה מה, אלוהים תמיד טוב. În primul rând, să știți că nu contează ce este, Dumnezeu este bun. האונייה טובעת, אבל אלוהים הכל יכול. Barca se scufundă, dar Dumnezeu poate totul. Abaiot ce ieșli ve kama koev li, ze lo kashur kama shehu tov ve oev oti. Nu contează câte dureri am, nu contează ce probleme am, Dumnezeu este mare și mă iubește. Lo meshone ma sheye baolam haze, hakavod shel Elohim tamid nishar bamakom. Nu contează ce este în lumea aceasta, dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în veac. Elohim tamid yelo et hamakom shel melech ve shel tov, lo meshane ma. Dumnezeu va fi întotdeauna rege și va fi întotdeauna bun. Nu contează. Ava shelo kol kach gdola alenu ve anachu lo nishkach af pam. ששלח את הבן שלו לחפש אותנו,
אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו. Dragostea lui este atât de mare și nu trebuie să uităm că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui ca să ne caute și să ne găsească pe fiecare. En masă e o târgădol mize. Nu este un dar mai mare ca acesta. Ulai yachazer lanu ochel, avoda, briut. Poate că ne lipsește munca, poate că ne lipsește mâncarea, poate că ne lipsește sănătatea. Aval ההזדמנות לחיות לנצח, לחיות חיים חדשים, להיות ילדים של אלוהים, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. Dar dragostea lui Dumnezeu, mântuirea noastră, nimeni nu poate să ne ia. זה היהלום הכי גדול, המתנה הכי גדולה שאלוהים יכול לתת לנו. Acesta este diamantul pe care Dumnezeu ne l-a dat. אז זה המילים שיש לי להגיד לכם. Acestea sunt cuvintele pe care am vrut să vi le transmit. Tito de du, gândiți-vă. Yeshua od me'at chozer, ani ma'amina. Curând Domnul Iisus se întoarce și ea crede asta. Avalad as, dar până atunci, namshich lalechet be'emuna, să mergem prin credință, și Elohim itanu, că Dumnezeu este cu noi, și ești tigva, și avem speranță, și yom echad, și într-o zi, nilech ito. Noi o să mergem cu El. Amen. Paula iodat al mai medaberet. Paula știe despre ce vorbește. Aval afilu Paula. Dar chiar și Paula. Afilu Paula. Chiar și Paula. Lo yachlo lehaamin. Nu putea să creadă. Și yom echad ani hiye adam maamin. Că eu am să fiu într-o zi un om credincios. Ve-yoter mikach. Și chiar mai mult. Ze haya kamuvan bilti nitpas și yom yavo va ani hiye pastor. Și cu atât mai mult să se gândească la o zi când eu am să devin pastor. Le-eize merhak Elohim yachol lirot. La ce distanță poate să vadă Dumnezeu? Efo Elohim yachol lagat. Până unde poate Dumnezeu să atingă, să ajungă? Mai Elohim yachol lasot im kol echad ve-echad meitanu. Ce poate Dumnezeu să facă cu fiecare dintre noi? Efshar le-agid ha-shamayim emagvul. Putem să spunem că cerul este granița. Aval gam lo bishvil Elohim ha-shamayim emagvul. Dar pentru Dumnezeu nici cerul nu este graniță. Și Elohim ivarech kol echad ve-echad mikem. Ani mekave she-ha-meser haze natan lachem ha-boker haze harbe tikva lechach she-anachnu ken yecholim lif'ol ba-olam haze im Elohim ve-lasot shinui ba-chayim shel anashim she-anachnu ohavim. Aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să rămâneți din cuvintele noastre cu speranța că, într-adevăr, Dumnezeu poate cu fiecare din noi să-și ducă planul până la capăt. La mărot kol akshaim, bechol yom, ani meușar la dat, și ani noșati, și Elohim hoșia oti. Cu toate greutățile pe care le întâmpin în fiecare zi, eu știu că Dumnezeu mă va salva. Ani odea mefo ani ba? Eu știu de unde am venit. Ani odea la ani oleh. Și știu unde merg. Amen? Amen. Și Elohim ivarech otanu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ani otel azmin et ha mishpacha sheli, nesayem beshir. Aș vrea să invit familia mea să cântăm un cântec. אני רוצה לספר לכם שבירושלים אנחנו שרים שירי שבת מאוד שמחים עם מוזיקה מאוד מיוחדת. Aș vrea să vă spun că la deschiderea sabatului în Ierusalim noi cântăm cântece foarte vesele și lăudăm pe Dumnezeu. היום אני רוצה לחלוק איתכם שני שירים מתהילים. Eu aș vrea astăzi să vă Aș vrea să vă cântăm împreună cu familia mea două cântece din psalmi. Teilim 121. Psalmul 121. Ateilim azeh mesaper be'etzem ech anachnu yecholim lekabel pitronot b'chaim la'ba'yot ha'kashot she'yesh lanu. Deci este vorba de psalmul 121. De la versetul 1 la 4, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.
Da, El nu îngăduie să-ți se clatine piciorul, Cel ce te păzește nu va dormita, iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzește pe Israel. Ok. Esaina ele arim, me'ain, me'ain, yavo ezri. שומר ישראל עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ הנה לא ינום ולא ישן ולא ישן שומר ישראל הנה לא ינום ולא ישן ולא שומר ישראל. אמן. השיר הבא שאנחנו נשיר מתהילים 117, עוד שיר אחד. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם. הללויה. ל-117, לאודת פה דומנול תואת עניימורילה, לאודת אל תואת פופוארילה. Căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul! Bună și iubirea! שבת שלום ומבורך. בבוקר הזה אני יותר שמח. תודה רבה. דימינציה אצ'סטה יוסנט מולט מי וסל. אמן. שירים טובים. אמן. קנטצ'ה פרומואסי. סיפור טובה. תודה לאלוהים. פובסטיה פרומואסה. משפחה יותר יפה. Și familie Amen. Deosebită. Mașini Yahol la Daberit Hem ze Adavaraze. Ce aș vrea să vă spun? Aniroțe la Caja Titanu. Eu vreau să iau pentru noi. Să ia de la noi. Vrea să ia de la noi. Mai bine ar spune în românește, dar nu contează. Emuna. Aș vrea să ia de la Bijvil, Col a Israel. Amen, amen.
credință și speranță pentru tot Israelul. De unde vorbești tu ebraica? Pe românește. Meefo. Meefo. Ai trecut prin Israel. A fost foarte frumos să vă avem astăzi împreună, împreună cu noi, la București, la Brâncoveanu. Anahnu hainu meot smehim și atem haitem po beknesia shelanu hayom. Personal am fost impresionat împreună cu frații mei să ascultăm o poveste a unui evreu care se convertește la creștinism. Bishvili hayam adim lishmo et haspur shelachem. Bishvileinu. Și credem cu această ocazie ve anahnu maaminim că adere că direcția lui Dumnezeu ve adere și anahnu maaminim și adere și Elohim va trece cu siguranță până la revenirea lui. Ia vor ad shehu yagia prin curtea fiecărui om. Bet hatzer shel kol echad meitanu. Amen. Domnul cu dumneavoastră. Okay, Elohim și evarech otchem. Amen. Toda rabba lachem. A fost o experiență memorabilă pe care cu siguranță nu o vom uita, nu o vom uita deloc, pentru că așa s-a țesut ea în această dimineață. Dacă vreți ca familia Shalom să rămână în familia dumneavoastră, pentru că Shalom înseamnă și pace, o putem face prin două modalități. O primă modalitate ar fi așa. Să-i așteptați acolo în hol și să-i îmbrățișați. Ați văzut această experiență spusă, formulată în cuvinte tonice, ați văzut o muzică frumoasă, încurajatoare, plină de speranță. Dați-le ceva din această forță genetică a românului care știe să fie ospitalier și care se bucură de oaspeții săi. Prima, a doua. Dacă vreți ca muzica aceasta frumoasă să rămână în familie dumneavoastră și să vă aduceți aminte că familia Shalom a fost la noi la Brâncoveanu, o puteți face achiziționând un CD cu muzica cântată în mod special de familia Shalom. Dacă nu vreți să ascultați muzică sau ascultați și muzică și de asemenea vreți să și citiți ceva despre familia Shalom, puteți să cumpărați cartea. Minuni din Țara Sfântă, Shalom, minunile din Țara Sfântă, dacă rețin. Avem trei modalități, cu siguranță că le putem bifa pe toate, sau dacă nu, cel puțin pe prima. Vă mulțumim încă o dată, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați ascultat mesajul la seară și ați venit la Brâncoveanu. Vom avea în continuare un sabat plăcut și binecuvântat. Va urma școala de sabat, iar după amiază vom avea la armonie între generații experiențe pe care să nu le uitați. Vă mulțumim pentru tot, Domnul cu noi, cu toți. Dar nu înainte să-l invit alături de mine pe fratele Grigoroiu și să-i mulțumesc, vă mulțumesc în numele Bisericii din Brâncoveanu pentru că ați avut această inițiativă și ați ales ca pe harta, pe traseul călătoriei dumneavoastră prin România să alegeți și Brâncoveanu. Aș vrea să vă întreb doar un singur lucru. De ce ați făcut-o? Pentru că pacea Domnului. Am făcut-o pentru că am dat timpul înapoi cu mulți, mulți ani și locul acesta îmi este foarte drag. Tot ceea ce văd pe aici mi-aduc aminte că am fost printre primii, printre echipa care a pus fundațiile acestei biserici. Și nu puteam să ocolesc, nu puteam să trec pe altă parte decât pe aici. Pentru că este timpul în care am petrecut împreună, care ne-am pregătit împreună pentru a merge acasă când va veni Domnul Hristos să ne ia. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim încă o dată și, dragii mei, ca să încheiem așa frumos cum se încheie la biserică, haideți să-i mulțumim cui? Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ni se întâmplă frumos în viața noastră și în biserica de la noi, la Brâncoveanu. Să ne rugăm Domnului! Îți mulțumim din toată inima, Tatăl nostru bun, pentru că ne iubești. Îți mulțumim pentru că ne-ai chemat la tine, pentru că ne-ai iertat, ne-ai răscumpărat și iată, acum suntem copii ai tăi. Îți mulțumim pentru această favoare minunată pe care ne-o acorzi de a lucra pentru tine. Îți mulțumim pentru că tu ne iubești atât de mult încât dorești să fim împreună cu tine. Așteptăm acea zi minunată în care vei veni să ne iei acasă. Așteptăm și dorim
clipa aceea când să ne întâlnim cu Tine și să ne bucurăm în veșnicie. Dar până atunci avem favoarea să fim împreună cu Tine aici, să lucrăm pentru salvarea multor suflete care sunt în jurul nostru. Dorim să ne însoțești, să ne binecuvintezi. Avem mare nevoie de Duhul Tău cel Sfânt în viețile noastre, în problemele noastre, peste tot pe unde vom trece. Dorim să rămânem cu Tine și suntem fericiți pentru că avem o astfel de putere care ne va însoți, care este puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Te lăudăm, îți mulțumim, ne consacrăm și vrem să rămânem ai Tăi până în ziua veșniciei. Amin. Amin.